Bună ziua, bun găsit tuturor! Așadar, potrivit rezultatelor, doar 51% dintre elevii români au putut atinge un nivel de bază la matematică în comparație cu media OCDE, care se situează la 69%. În ceea ce privește lectura, doar 58% dintre elevii români au atins acest nivel de bază în comparație din nou cu media OCDE, care se ridică la 74%, așadar o distanță foarte mare aici. Iar în ceea ce privește științele, doar 56% dintre elevii români au atins un nivel de bază în comparație cu media OCDE de 76%, diferență mare și la acest capitol. Țara noastră nu a înregistrat așadar niciun progres relevant în cei 5 ani de la ultima testare PISA din 2018. România se clasează pe ultimul loc în rândul țărilor Uniunii Europene participante la această evaluare, iar la nivel general România apare pe locul 45 din totalul de 81 de țări și teritorii cu un punctaj mediu semnificativ mai mic decât media OCDE, ceea ce vă spuneam la începutul intervenției. În ceea ce privește punctual pe fiecare disciplină în parte, România ocupă locul 45 la matematică și citire și locul 48 la științe în rândul celor 80 de țări și teritorii participante la studiul PISA. Veștile rele sunt evidente din perspectiva faptului că ne aflăm cu 45 de puncte sub media OCDE și cu 44 de puncte sub media EU la matematică. Acest rezultat nu trebuie să îl socotim de sine stătător. Acesta este socotit într-un context, context care este generat de faptul că în această perioadă de timp, cu 10 puncte procentuale, a crescut rata de incluziune. În condițiile acestei creștere a incluziunii, în sistem intră mai multe grupuri de elevi vulnerabile care înainte nu aveau acces la învățământul liceal. And then you can see also Romania results which are stable. Stable meaning that in mathematics you didn't drop, which is by itself a positive result. You are one of the very rare countries who actually managed to not have a decline in the math scores. I think I have checked, I think among the European countries there are only 5 who managed to maintain the same result or even a little bit improve.